fetelor, numele meu este Iasmina și astăzi vreau să vă prezint un haul. Mi-aș cerut un clip în care să mă și vedeți, așa că m-am gândit că acesta ar fi momentul oportun să îl filmez. Vreau să încerc scuze de acum dacă o să am pauze în vorbire sau o să mă bâlbâi, dar apelez la bunătatea voastră. Așa că să începem. Primul lucru care mi l-am luat este această bluziță. Am luat-o din Bershka. Este așa roz. Mie îmi place foarte mult. E cu nasturi și a fost 50 de lei. Tot din Bershka mi-am luat și acești blugi elastici. Îmi plac foarte mult. Sunt deschiși. Mărimea XS. Acestea au fost în jur de 70 de lei. De pe Brâncoveanu mi-am luat această bluză, acest puloveraș a fost în jur de 20-30 de lei, nu mai știu exact, dar îmi place foarte mult, eu port acest gen de puloverașe. Din Terranova mi-am luat această bluziță foarte drăguță, a fost doar 30 de lei sau ceva de genul. A avut mai multe culori, așa cu dungulițe, eu mi-am ales-o pe aceasta blio. Dar o să-mi iau și roșu, dacă mai găsesc, cu siguranță. De pe Starshiner s-a amplasat o comandă, pentru că a fost la ofertă acest palton de la 350 de lei la 220. Mi-a venit prin GLS, e foarte drăguț, mie îmi place, e așa stil rochiță, îmi place foarte mult, așa că mă bucur că l-am prins la ofertă. Și de pe New Fashion mi-am luat această rochiță tricotată, foarte groasă, este și foarte lungă, așa vine jos, cu o crăpătură. Mie îmi place foarte mult, este foarte bună acum, cu o vestuță merge perfect. Și de pe Pinky mi-am luat o geacă foarte groasă, pentru că aveam nevoie, nu sunt foarte încântată de ea cum arată sau așa, dar îmi place foarte mult pentru că e groasă. Are glugă și e perfect. Are buzunare și buzunarele sunt încălzite. Îmi vine perfect. E mărimea M. Nu, S. Îmi cer scuze. Bineînțeles, cea mai mică. Așa că am terminat cu hainele. Vreau să vă prezint câteva lucruri random care le-am cumpărat. Le-am pus în această cutie. Așa. Primele lucruri sunt discurile de machiante de la Clinique. Vreau să le testez pentru că am auzit mai lucruri bune despre ele, în prezent le folosesc pe cele de la Auchan și alte discuri de machiante de la Nivea. Acestea prietenul meu mi-a spus să le iau pentru că au zis că sunt foarte bune și vorba aia e Nivea. Vreau să le testez. Vă țin la curent. Paste de dinți de la Colgate, Max White One, sunt preferatele noastre, le folosim, mai folosim și alte tipuri de pasta de dinți pentru că mai trebuie să le schimb, că la un moment dat nu-și mai facă efectul. Crema noastră depilatoare de la Elmiplant, îmi place foarte mult, este cu cea cu ulei de micnale 100% natural, îmi place că nu irită pielea și își face treaba foarte bine. V-am arătat într-un unboxing că mi-am cumpărat aceste benzi depilatoare de la Avon Skin So Soft și m-ați întrebat despre ele, așa că am spus să vă vorbesc acum. Ele iau părul foarte bine, deci îl îndepărtează, nu irită pielea, dar pentru o anumită suprafață îți trebuie o singură bandă. Deci ar trebui să consum foarte multe ca să îndepărtezi toată suprafața respectivă. Așa că nu știu dacă o să le recumpăr, că pentru o singură utilizare ar ajunge tot pachetul, părerea mea. Alte, pentru îngrijirea părului, mi-am luat două șampoane de la Sios. Sunt din acestea antimătreață, mai am încă unul în baie antimătreață din gama aceea neagră. Și îmi plac foarte mult. Pentru igienă orală mi-am recumpărat favoritele mele ape de gură de la Listerine Total Care, cele în variantă verde, v-am spus că am probleme cu ele, că sunt foarte mentolate, așa că o prefer pe aceasta. Mă bucur că au scos această variantă. Și am trecut prin DM,
mi-am luat și această soluție pentru curățarea pensulelor. Încă nu am folosit-o, nu știu ce o să vă spun despre ele, dar o să vă țin la curent. De la Avon, acest scrub pentru față, pentru că am fost la dermatolog, am pigmentații și îmi trebuie un scrub pentru că din cauza tratamentului cu mask gel mi se exfoliază foarte tare pielea și am nevoie de ceva care să mă ajute. Această fotoprotecție de la Bioderma este foarte bună, are acoperire mică, dar nu am nevoie. Și îmi place foarte mult, este fotoprotecție 50, a fost în jur de 47 de lei. Mi-a fost recomandată de medicul dermatolog și e foarte bună, îmi place, are o textură foarte lejeră. Și o aplic cu acest beauty blender de la Avon, este foarte moale, îmi place foarte mult, seamănă foarte mult cu cel din DM de la Ebelin. Așa arată el mare și îmi place foarte mult. Tot de la Avon mi-am luat acest un decor cu minerale din Marea Moartă. Îmi place foarte mult și sistemul de dozare. Vreau să vă spun că are un miros foarte, foarte plăcut și chiar intră în piele instant. Deci pe minut, pe ceas. La minut l-ai aplicat, ai și intrat în piele și hidratează și miros. Deci chiar de la un decor asta îmi doresc. Și are și un preț foarte bun. Mask gelul despre care v-am spus că mi-a fost recomandat de medicul dermatolog. Acesta îl folosesc doar seara și dimineața îl curăț. A fost în jur de 70 de lei, nu știu exact, 70 ceva de lei. Îmi place pentru că am văzut rezultate încă de la primele utilizări. Îl folosesc de aproape 2 săptămâni, o săptămână și jumătate, 2 săptămâni. Și deja văd rezultate, exfoliază pielea. Într-adevăr că în zona pomeților am anumite, s-a înroșit zona și puțin am o senzație de usturime, dar am fost avertizată de acest lucru și îmi continui tratamentul. Și bureței mici de la Ebelin, acestea sunt pentru corector, îmi plac foarte mult, încă nu i-am folosit, vreau să văd cum sunt, dar au aceeași, se simt la fel ca cei mari, ca cel mare. Acest șampon uscat de la Oriflame îmi place foarte mult, curăță bine părul, este pentru păr gras, lasă o peliculă albă la fel ca cel de la Balea, dar are un miros puțin mai plăcut și cel de la Avon mi-a plăcut, l-am terminat, o să-l vedeți în produse terminate, însă acela are un miros foarte necăcios și nu-mi place. Mi-am luat o cremă de corp de la Femme Icon, tot de la Avon, îmi plac cremele de corp pentru că au un miros plăcut, nu sunt atât de hidratante, dar la prețul care l-au nu le cer mai mult. O cremă de mâini de la Planet Spa cu ulei de argan. A fost o mică dezamăgire cu ea pentru că la prima utilizare mi s-a părut că îl hidratează. Este uleioasă având ulei de argan, dar nu prea mi se pare că hidratează. O mai testez și vă țin la curent. Așa. O mască de păr de la Advanced Techniques, aceea cu 5 uleiuri, mie îmi place foarte mult, am mai avut-o, am terminat-o de câteva ori și vreau să o mai folosesc. Un dezavantaj ar fi că este foarte mică și costă în jur de 40 de lei, are doar 50 de mililitri, dar e bună și își merită toți bănuții. Am găsit și eu în sfârșit aceste rujuri de la mine, iau Generation 2. Și am fost dezamăgită de ele. Nu știu de ce, dar o să vă fac și swatch să vedeți cum arată. Eu am în nuanța 37. Cam așa arată acesta. Și unul în nuanța 31. Este un roz. Deci vreau să vă spun că rujurile astea, odată ce le-ai pus pe buze și când s-au uscat, nu le mai dai jos decât foarte greu. M-am chinuit foarte tare până mi-am înroșit buzele, sincer, să le dau jos de pe buze și
Plus că, nu știu, ori nuanța care are un miros ciudat, nu știu, ori am luat eu marfă veche, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar, na, au fost 7 lei, nu pot să le cer mai mult, dar la cât au fost de lăudate, din păcate mie nu mi-au plăcut. Asta este. Se mai întâmplă, o să le mai testez în continuare, dar nu cred că o să mă fac bine cu ele. Și acest gel pentru sprâncene de la Oriflame, de la Giordani Gold, l-am folosit și astăzi. Nu îmi place pensula aceasta mare. Are o pensulă foarte mare și nu prea îmi place. Nu știu de ce, dar treaba el își face, este pigmentat, dar trebuie să mă ajut de o altă pensulă pentru sprâncene. De exemplu, eu mă folosesc de pensula de la Even pentru eyeliner și nu-mi place. Nu-mi place. Nu prea-mi place. Mi-am luat un balsam de buze de la Nivea. Sunt hidratante și îmi plac. Acest meu este nuanța Soft Rose. Îmi plac foarte mult. Și acest highlighter concealer de la Giordani Gold. Așa arată, are acoperire mică, dar are o textură foarte lejeră, dar vreau să vă spun că are tente rozalii. Eu care am un ten mai gălbui spre alb, nu prea se potrivește foarte bine, dar totuși e ok. Mi-a plăcut, îmi place, îl folosesc pentru textura lejeră și acoperirea medie, nu am nevoie de o acoperire foarte mare. Și ultimele două lucruri sunt aceste miniape de parfum de la Avon, Femme și Cherish. Nu mi-am mai luat parfumurile în variantă full size pentru că am foarte multe parfumuri, foarte multe. Mă rog, am vreo 11 parfumuri, dar mie mai ajung pentru că nu prea mă dau cu parfum. Și amândouă pentru mine și pentru pH-ul meu miros dulceag. Fetelor, acesta a fost haul-ul. Vă mulțumesc pentru vizionare și că sper că ați rămas alături de mine la sfârșit. Pa, pa, v-am pupat!